nu este corect că de moment ce domnul Igor Dodon nu vine la dezbatere să nu audă și întrebările noastre pe care noi am fi vrut să le adresăm și să aflăm răspunsuri. Evident, noi am fi vrut să știu de la domnul Dodon de ce dumnealui acceptă sau transmite spre avizare unui general al Serviciului Rus de Informații Externe un discurs pe care trebuie să îl rostească într-o formă internațională. De ce domnul, sau ce conținea punga pe care Vlad Plahotniuc i-a oferit acum un an dumnealui și de ce dumnealui a semnat decretele, a promulgat mai multe legi care au fost favorabile regimului Plahotniuc, legea amnistiei fiscale, legea bugetului prin care s-a acordat bani pentru construcția arenei Chișinău, legea cetățeniei prin investiții. Nu mai am timp, mai am întrebări, le voi adresa în celelalte runde de dezbateri.